După ce în runda precedentă Universitatea Craiova nu s-a prezentat pe stadionul 1 mai, FC Olt va disputa în weekend primul meci oficial din acest an. Echipa slătineană se va deplasa la Reșița pentru a întâlni Metalul, formație care își propune de asemenea prezența în play-off-ul seriei. După confruntarea din Banat, programul nu va fi unul ușor, FC Olt urmând să aibă ca adversare alte grupări care țintesc un loc în jumătatea superioară a clasamentului, ASEA, Târgu Mureș, Olimpia Satu Mare și CS Universitatea Craiova. Șansele echipei locale de a-și atinge obiectivul stabilit pentru actuala stagiune depind de rezultatele acestor partide. Ne gândim la meciul cu Reșița și la meciurile care urmează. Întâlnirea dintre Metalul Reșița și FC Olt se va disputa sâmbătă cu începere de la ora 11.